Dragi români de pretutindeni, vreau să vă fac reclamă, să fac o reclamă la un navigațion care costă 50 de euro și 68 de cenți de pe eBay, foarte ieftin. Acest navigațion îl am și eu și merge foarte bine. Uitați-vă și aici la prețurile acestea de mai jos. 50 de euro, 50 de euro, 33 de euro, 39 de euro, 40 de euro, 50 de euro, 40 de euro, 43 de euro. Deci acestea le puteți găsi pe eBay. Mă refer la cei care sunt mai necăjiți, mai săraci, care nu-și permit navigațioane de 100 de euro sau de 2. Aici pe eBay găsiți navigațioane foarte ieftine și eu mi-am cumpărat unul și merge foarte bine pentru toată Europa. Pentru mașini mici, pentru microbuzuri, pentru salvări, pentru mai multe feluri de mașini. Merge pentru mașini, pentru biciclete, pentru motorete. Vedeți? Acest navigațion pe care vi-l arăt acum l-am și eu și merge foarte bine. Deci aceasta aparține navigaționului. Ce vedeți voi aici? Spun lucrul acesta pentru că știu că sunt unii oameni care n-au așa mulți bani și care nu-și permit o navigațion mai tare, dar vă spun că ăsta e suficient de tare și suficient de bun, te duce la destinație, îți dă și drumul ocolitoare dacă îl programezi. Foarte interesant, foarte bun. Deci costă 50 de euro. De exemplu, îi dă drumul la 25 septembrie și în 26 septembrie ar ajunge aici unde suntem, în țara în care suntem. La fel și la voi, în țara în care sunteți voi. Uite, mergem acum la altul, de exemplu. Deci cine vrea un navigațion bun și ieftin, să intre pe eBay și acolo găsește navigațiunea asta. Sunt mai multe feluri de navigațioane. Uite, asta se numește X-Godi. Exact așa este programul care l-am și eu și la mine arată la fel, numai că nu am acest aparat, am altul. Vedeți? Intrați pe eBay, scrieți GPS navigațion și vă arată navigațiunele dorite. Noi intrăm și la ăsta să vedeți. Prețuri convenabile. 60 de euro, 50 de euro, 53 de euro, 51, 62. Vedeți? Numai că trebuie să fii înscris la eBay, să dai numărul de cont, să dai adresa și să dai comanda. Și îți vine acasă în 2-3 zile. La fiecare product scrie în cât timp vine acasă. Uite, de exemplu, aici scrie în data de 25 septembrie de drumul, în 26 septembrie îl primești. De exemplu, dacă ar fi să cumpăr acest navigațion. Vedeți? Asta o fac acum pentru cei care n-au bani pentru navigațioane mai scumpe, care sunt mai săraci. Bine, dar nu este ceva rău să zici că nu merge. E ceva bun. Eu lucrez ca șofer pe microbus și am
navigațiuni ca și acesta, cum a fost primul care vi l-am arătat, ca ăsta, și merge foarte bine. Este așa și cu Bluetooth, poți să faci legătura cu telefonul și să asculti muzică din Bluetooth sau dacă cineva te sună, poți să vorbești prin el. Înțelegeți? Uite, vedeți, Gamaliel are și mai scumpe și mai ieftine. Acest navigațiun la fel este foarte bun pentru că îți arată ștau. De exemplu, unde arată cu roșu, înseamnă că este ștau. Și vrea să spună că la 36 de kilometri este ștau care durează 28 de minute. Dar la 10 kilometri, aici mai jos, îți arată că poate să-ți dea o colire. Îți dă și o colire de dacă nu vrei să treci prin ștau. Și atunci alegi varianta ocolire și nu stai la ștau și eviți ștau. Este o navigațiune foarte bun. Unul de ăsta am în mașină și lucrez cu el și l-a cumpărat șeful meu. Spune cât dinainte când ai ștau, spune la ce distanță ai ștau, spune câți kilometri stai în ștau, spune câți kilometri mai ștau, spune când ieși din ștau. Deci este foarte bun Gamalinul ăsta, cum îi zice. Garmin. Este foarte bun. Îl recomand, este o navigațiune foarte bun. Uite, ăsta costă, Garminul ăsta costă cât? 119 euro. Ăsta e mai scump, vedeți? Landru costă numai 50. Uite, altul Garmin costă... Ăsta cât costă? 149,5. Deci în două zile îți vine acasă. Îți arată foarte multe, te înștiințează la 50 de kilometri, radar mobil, arată de școală, vedeți? Foarte bun. E mai scumpe, sunt și mai ieftine. Asta e 100. Uite, asta e 100. Este 100 de euro. În două zile vine acasă. 110 euro. Dar nu se pare rău. Dacă l-ai, arată foarte bine. Adică merge foarte bine și îți arată și drumul bine. Îl folosesc și peste în mașina de lucru. Că mi-arată și taurile. Uite, are și Bluetooth. Merge în 46 de țări, costă 105 euro. Cine e interesat? În magazin sunt foarte scumpe. De aceea și eu îmi cumpăr tot de pe internet. Tot ce îmi cumpăr, eu îmi fac o cumpărătură de la Amazon și de pe internet, de pe eBay. Și de pe una din China. Așa îmi fac eu cumpărăturile, că în magazine sunt foarte scumpe lucrurile. Și aici și le iei la jumătate de preț sau de 3 ori mai ieftin. Uite, asta costă numai 69 de euro. Mă dă seama. În 27 septembrie de drum, în 28 septembrie ăla e acasă. Uite. Îndeți? Dacă vrei mai tare și mai mare, costă 200 de euro. La fel, în două zile, ajunge acasă. Tot Gamil de la... Dar cele mai ieftine sunt alea care vi le-am arătat înainte. Sau, dacă nu vreți ca să mai dați bani pe navigațioane, atunci descărcați-vă de pe magazin Play navigațioane care merge direct prin GPS. Și nu mai trebuie să dați bani pe alte navigațioane.
navigațiunile acelea merge prin GPS fără internet. Sunt pe magazin Play foarte mult. Uite prețurile navigațiunilor astea, uite. Deci asta am făcut-o pentru cine e interesat. Ok, acum vă las, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Să fie cu voi.